Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mulțumim de răcoarea trupească care a lăsat-o Domnul în dimineața aceasta, după zilele acestea de căldură. Putem să stăm în casa lui Dumnezeu și să ne bucurăm în prezența Domnului. Și ar vrea, dacă a fost în noaptea aceasta, de aseară începând până acum de dimineață, o veni ploaia peste pământ. De la ora 9 am simțit că o veni ploaia și peste suflet. De la timpul de rugăciune am simțit că Domnul este prezent aici. Am simțit și cred că ai simțit și dumneata în dimineața aceasta susurul blând acela pe care l-a simțit Ilie la gura peșterii. Și dacă nu l-ai simțit în dimineața asta, să facă Domnul până la final să simți prezența lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ne apropiem și în dimineața aceasta de masa Domnului, cel mai profund moment lăsat pentru biserică, pentru a trăi părtășia cu Domnul Iisus. În viața de slujire, de când slujesc și de când predic cuvântul lui Dumnezeu, mi-a făcut Domnul parte să iau cina Domnului în multe biserici, să mă nimerez la predică și frații să aibă în adunare cina Domnului. Și am luat-o cu fel și fel de obiceiuri. Dacă ai fost într-o zonă, o zis, frate, la noi e așa. Dacă ai mers în altă zonă, o zis, la noi e așa. Și trebuia să te adaptezi după obiceiul oamenilor. Într-o biserică am luat cu azimă, într-altă biserică cu pâine, într-altă biserică cu o bucățică mai mică. Știu că am nimerit și am predicat odată la creștin după Evanghelie, am luat cu așa o bucată de pâine. 10 minute cât o, ăsta tot a mâncat, erau bucăți mai, până m-am săturat. Obiceiuri. Într-o biserică am luat cu must, într-altă biserică am luat cu vin roșu, altă biserică a avut vin alb pe masă, fel și fel de obiceiuri. Dar de-a lungul anilor, luând cina Domnului, s-a ridicat în inima mea o întrebare: Doamne, ai fost Tu prezent la fiecare masă? Obiceiurile le avem. Știm exact ce trebuie să facem după obiceiul nostru. Dar se ridică o întrebare: a fost Domnul și îi Domnul prezent la fiecare masă de-a noastră? Că uitați, spune Biblia că toți în Israel prăznuiau ce? Paștele. Dar Domnul nu a intrat în toate casele. Era frumos să zici, Domne, în toate casele a fost Domnul. Și totuși Domnul alege o casă în care intră. Alege un singur loc în care intră. Se ridică și în dimineața aceasta întrebarea: cum știi dacă e Domnul la masă cu tine? De unde știi dacă e Domnul? Ce-l aduce pe Domnul la masă împreună cu noi? Și o să ne uităm în dimineața aceasta în pasajul acesta care l-ați mai auzit predicat de zeci de ori. Nu o să vă spun lucruri noi, dar o să vedeți semnele care ne-l arată. Și mesajul din dimineața aceasta este: semnele care ne arată prezența lui Dumnezeu la masă. Semnele care ne arată că Domnul e prezent cu noi la masă. Domnul se uită spre ucenici, ucenicii se uită spre Domnul și vine întrebarea: unde vrei să pregătim Paștele? Știți ce e interesant? Că ucenicii nu o iau de capul lor. Să zic, dar noi știm, Domne, după 3 ani și jumătate, noi avem, Domne, experiență în spate, noi am făcut școală, noi am fost în atâtea biserici, am dat cina într-atâtea păr, că noi știm cam cum vrea Domnul. Uitați-vă că după 3 ani și jumătate, nu-i greu să întrebe unde. Știți ce arată asta? Dependența lor de Domnul. Nu le zice Domnul, cum vreți voi, mă? Cum vreți așa faceți, numai să prăznuim Paștele undeva? Nu, Domnul le dă și le arată câteva semne concrete care arătau că El va fi prezent acolo la masă. Și primul lucru, Domnul le spune ucenicilor așa: intrați în cetate. Domnul are întotdeauna loc fix unde e prezent la masă. Știți unde e prezent Domnul la masă? În cetate. Și cetatea lui Dumnezeu e biserica Domnului. Biserica Domnului e cetatea unde se prezintă Domnul la masă. Totdeauna Domnul nu s-a separat de oameni. Noi cu cât ne vedem mai neprihăniți, cu atâta ne separăm mai tare de oameni. Frate, eu nu iau cina cu ăia. Eu cunosc pe cineva care era membru într-o adunare, când începea cina, pentru că nu era pe obiceiul lui, că nu era pe stilul lui, știi ce făcea? Stătea până la cină, stătea, să bucura, cânta, să ruga, asculta tot. Când era vorba de cină, să tulbura pe loc
se ridica și pleca afară. Zice, eu nu iau cina cu ăștia. Uitați-vă că unde a fost omul mai păcătos, mai în nevoie, Domnul s-a coborât la el. Noi vrem cu cât suntem, sau cu cât ne credem mai neprihăniți, cu atâta ne separăm de oameni. Dar Domnul nu s-a separat de oameni. Nu a zis, știți, facem cumva și separat numai pentru noi. A zis, intrăm în cetate, intrăm în mijlocul oamenilor. Domnul a iubit oamenii, cât ori fost de păcătoși, cât ai fost și cât am fost de păcătos. Astăzi suntem la masa Domnului pentru că Domnul și-a arătat dragostea față de noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Noi cu cât ne vedem mai buni, cu atâta zicem, cu ăsta nu stau, cu ăsta nu, cu biserica aia nu, cu ăla nu, cu ăla nu. Facem numai pentru noi. Uitați-vă ce face Domnul, că nu se separă. El nu a format un grup separatist. Să zic că noi în cetatea asta nu. O intra, Domne, și la samariteni, care samaritenii nu aveau legătură cu evreii, dar era așa o repulsie unii față de ceilalți, era ceva. Și Domnul știi ce zice? Eu trec prin cetatea samaritenilor. Acolo o întâlnit-o pe femeia aia păcătoasă, care era ocolită de toată lumea, și Domnul zice, dar eu la tine mă opresc. De ce? Pentru că Domnul a venit să ne strângă la masă și să-și arate dragostea față de noi. Eu zic, Domnul, mergeți în cetate. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu te vei separa de oameni. Nu te vei separa de biserică. Nu te vei separa. Uitați, avem și noi, că acum tot se vorbește de război, nu? Avem și noi Wagnerii noștri, nu? Grupările noastre, așa, separatiste. Noi suntem atâta de neprihăniți. Noi avem 15 oameni, noi avem 20 de oameni. Uită-te la oamenii care s-au separat de biserică. Uită-te la oamenii care nu au mai vrut să aibă legătură cu cetatea. Din pricina că ăla e așa, el i-a văzut pe toți. Uitați-vă la copiii lor după ei. Nu știu dacă vine vreunul la adunare. Eu, cât ori fost mici, i-a ținut acolo în casă. Adunare în casă. Dar au zis Domnul, nu, adunarea nu o facem în casă. Adunarea în casă se face pe timp de război, se face pe timp de persecuție. Dar o zis Domnul, când e vreme de pace, adunarea se face în cetate, se face împreună cu frații și cu surorile. Asta e adunare. Noi la vreme de pace, noi ne separăm. Nu, Domnul ne cheamă și spune, dacă îl iubim pe Dumnezeu, ne apropiem de oameni. Noi credem că dacă ne separăm unul de celălalt, suntem mai neprihăniți. Noi credem că așa fugim de lumea aceasta. Știți care e Ionică Stoica, o cântare care spune, de ce fugim de lume când lumea e în noi? Noi fugim de lumea de afară, dar uită-te că e lumea înăuntru. Aia trebuie scoasă, aia trebuie scoasă afară, dinăuntru. Pentru că cele mai mari lupte le dăm în interiorul nostru. Domnul nu s-a separat, ci primul semn că Domnul e prezent arată unitatea bisericii, arată unitatea celor din cetate. Omul când s-a întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a legat de cetate. Întâlnirea Domnului cu Saul, cu apostolul Pavel, spune cuvântul Domnului când s-a întâlnit cu el pe drumul Damascului, în Fapte 9, cu versetul 6, spune cuvântul Domnului că Saul, plin de frică, tremurând și plin de frică, a pus o întrebare. O zis, ce să fac? Știi ce i-a zis Domnul? Scoală-te, i-a zis Domnul, și intră în cetate. Scoală-te și intră în cetate, scoală-te și încep să ai părtășie cu cetatea, încep să ai părtășie. Dar știți de ce separăm așa cum separă surorile orezul, cum separă făina, cum o cer? Știți de ce? Ni se pare nouă și se spunea în dimineața asta că e bine că nu ne-a dat Domnul nouă puterea de a porunci. Dar unii se cred că lor li s-a dat puterea de a separa. Domne, eu fac o biserică de neprihăniți. Și-o zis Domnul, nu, nu, Saule, tu nu ești așa neprihănit ca să te separi de ăștia. Tu te duci și stai în părtășie cu ei. Știi când poți să stai în părtășie cu biserica Domnului, fără să o judeci? Știți când? Când avem tremuratul acela. Zice că Saul tremurând și plin de frică. Dar uitați-vă că acum nici nu mai tremurăm, nici nu mai ni frică. Și atunci când nu mai tremuri și nu mai ți-e frică, îți permiți să faci orice. Îți permiți să bagi jocorești, îți permiți să arăți cu degetul, îți permiți să spui, Domne, lăia, eu îi știu pe ăia, dar tu nu știi.
De fapt, nu știi. Știi care e problema? Tu numai ai impresia că știi. Când intri în cetate și ești în legătură cu Dumnezeu, ai dragoste pentru cei ce stau împreună cu tine la masă. O zis Domnul, te duci în cetate, că acolo e cineva care și-a pregătit casa. Intrați în cetate și acolo vă merge toți. Doamne, eu nu mă duc la ăsta. Eu nu iau cina cu ăștia, Doamne. Ați auzit, Doamne? Îți sunt Timișoara. Oameni care spun, eu nu iau cina cu ăștia. Nu, stai liniștit că... Nu o să stai nici în cer cu ei, nu? Cu care nu poți lua cina, aci pe bancă, din cauza că nu-i pe ideea ta. Vă dau un exemplu, dacă vă aduceți aminte, în 2018, cred că a venit corul Bucovina aceea, la noi, la Elim, cu fratele Liviu Axinte. Și au fost frații care au cântat aci, ne-am bucurat. Și următoarea săptămână trebuia să merg eu la Suceava, și am ajuns într-una din bisericile în care a fost o parte din coriștii de acolo. La final vine un frate foarte de referință acolo în zona lor, un om al lui Dumnezeu, și a venit omul sincer la mine și a zis așa, zice, băi popa, zice, auzi, am fost și eu cu corul, el nu cântă în cor, dar eu am însoțit pe coriști. Zice, am fost și eu duminica trecută la voi, la Elim, la Timișoara. Și omul sincer, știți ce a zis? Nu-i nimic adevărat din ce auziam eu aici la Bucovina despre voi. Dar zic, ce ați auzit? Nu-ți mai zic. Dar zice, cum am rugat în Elim duminică dimineața. Nu m-am rugat de multă vreme. Și am zis, frate, dar nu mai ai crezut de noi că suntem așa. Dar noi ne rugăm, îl iubim pe Dumnezeu. Că nu suntem cum le place la unul, că nu suntem cum îi place la altul. E adevărat. Dar aici biserica Domnului, el îl iubește pe Dumnezeu, se roagă înaintea lui Dumnezeu. Eu când am fost prima dată când m-a chemat cineva la Elim și mi-a zis să vin la Elim, știți ce mi-a zis? Vino marța să vezi cât îți la rugăciune și după aceea o să vii și duminica, o să vii și joia. Și asta spun și eu când îi chem pe câte unul la adunare, știți ce zic? Vino marța. Vino la rugăciune să vezi cum se roagă biserica, pentru că cei marța ai ajută duminica, cei marța ai ajută joia. Dacă tu ești așa de neprihănit, că tu te vezi atâta de sus, tu vezi toate segmentele bisericii foarte jos și pe tine te vezi foarte sus, îți spun, Domnul nu-i cu tine la masă. Știi când e Domnul cu tine și cu mine? În momentul în care iubim părtășia, când iubim poporul lui Dumnezeu. E adevărat că biserica nu-i perfectă. Uită-te în oglindă și primul imperfect, ești dumneatale și cu mine. Noi suntem imperfecți. Vă întreb pe dumneavoastră, corabia lui Noe era perfectă? Când și-o băga Noe în urorile, nu știu dacă ar intra noră ta în asemenea loc. Ea care e tătăzoai la coafor, da? Nu știu dacă ar intra. Cu animalele, după ce au urcat în corabie, 7 zile au stat cu ușa închisă. Nu s-a deschis ușa, nici ploaie n-a venit. Vă dați seama ce zdrobire pentru ele. Să n-ai cele necesare, să n-ai ceea ce îți trebuie, să n-ai aerul proaspăt, să n-ai oglindă, să n-ai fen de uscat, da? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a venit ploaia. Vă întreb, cum mirosea, dar nu răspundeți, cum mirosea în corabie și cum mirosea afară? Unde mirosea mai bine? Știți unde? Afară, da? Dar vă întreb, când a venit potopul și au început oamenii să moară, unde mirosea mai bine, afară sau înăuntru? Ați văzut cum se schimbă? Vă spun ceva, biserica nu-i perfectă, dar e singura corabie care ne poate duce spre împărăția lui Dumnezeu. E singura corabie unde e prezența lui Dumnezeu, la masa lui Dumnezeu, în cetate cu poporul lui Dumnezeu. Și știți ce-mi doresc? Să ne dea Domnul puterea să nu ne dezlipim de cetate, să nu ne dezlipim de poporul lui Dumnezeu, să ne vedem așa de neprihăniți, încât să ne urcăm undeva sus, ci întotdeauna să fim dispuși, să intrăm în cetate, să fim împreună cu poporul lui Dumnezeu, cu cei ca și noi, că pe toți ne-o luat Domnul, nu ne-o luat Domnul pe unul dintre noi de undeva de sus. Pe toți ne-o luat din mocirlă. Pe toți ne-o luat din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Pe dumneatale mai repede, pe mine mai târziu și pe alții mai încoace. Dar știm ceva, pe toți Dumnezeu ne-o iubit. Slăvit să fie numele Domnului. Primul semn că Domnul e prezent la masă împreună cu noi în dimineața aceasta este faptul că intrăm în cetate. Suntem cu poporul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, cuvântul lui Dumnezeu ne mai arată ceva. Spune cuvântul Domnului așa. El a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în cetate.
Acolo o să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după ei, după el. Al doilea semn că Domnul e prezent la masă, îi ulciorul cu apă. Știți ce dădea direcția pentru ăștia doi ucenici? Unde să intre? Nu ulciorul, ci apa din ulcior. Eu sunt convins că erau mai mulți cu ulcioare de apă. Mai mulți, că pe atunci să cărau multe și făina și unde lemnul, să cărau cu ulciorul. Dar au zis Domnul, semnul după care să mergeți, uitați-vă în ulcior ce are. Uitați-vă ce e în interiorul ulciorului. Și au zis Domnul, vă luați după ăla care are apă. Știți că apa e semnul vieții, fără apă nu există viață pe pământ. Nici în lumea animală, nici în lumea vegetală, nici omul nu trăiește fără apă. Și a zis Domnul, vă uitați după cel care are apă. Să știți, mulți sunt duși în eroare, că se duc după fel și fel de oameni, care au tot fel și fel de lucruri în ulciorul lor. Dar Domnul a zis, uită-te în ulcior, uită-te ce e înăuntru, ăsta e semnul din partea lui Dumnezeu. De aceea când ne unim cu cineva, când avem o relație de prietenie, știți ce e primul lucru care trebuie să-l căutăm? Ce are în ulcior? Ce are în ulcior? Dom'le, dar tu ai văzut ce mașină au parcat? Tu ai văzut cum mă salută? Tu ai văzut că ăsta când dă mâna cu mine, mă prinde cu amândouă mâinile? În viața mea nu m-a prins cineva cu amândouă mâinile. Știi ce arată în psihologie? Când cineva te prinde cu amândouă mâinile, îți spune, tu ești a meu, tu ești a meu, îmi aparții mie. Te prinde cu amândouă, tu ești topit că te-o prins cu amândouă mâini. Și au zis, Domnul, nu fi topit de asta, nu fi topit că ți-o zâmbit, ci fii atent ce are în ulcior. Mulți în vremea aceasta sunt otrăviți din cauza că altul i-a picurat în ulcior. Diferite otrăvuri. E foarte important în vremea aceasta să te uiți ce e în ulcior. De ce facem rugăciuni înainte de a sta la masa Domnului și ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne dea puterea să ne cercetăm? De ce? Ca să ne uităm ce e în ulciorul nostru. Un proverb românesc spune că, spune așa, spunem cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Dar dacă îl transpunem la pasajul din această zi, putem spune așa, lasă-mă să văd ce e în ulcior și îți spun dacă e Domnul cu tine la masă. Că vă spun, ulcioarele pe din afară arată impecabil, dar ce face diferența e ceea ce avem înăuntru. E ceea ce avem înăuntru. Să știți, e o perioadă în vremea aceasta în care Domnul ne cheamă să ne cercetăm ce-i înăuntru. Farisei aveau obiceiul să arate, și o să ajungem imediat, să arate vasul foarte bine pe exterior. Predica să fie foarte omiletică, predica să fie foarte bine axată, să n-ai greșeli gramaticale. Și a venit Domnul și a zis, ăsta-i pe exterior, ăsta-s de impresionat. Dar a zis Domnul, eu sunt curios ce duci în ulcior, ce duci înăuntru. Ia uită-te în dimineața aceasta, pentru că vom sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Uită-te ce-i în vasul inimii tale, uită-te ce-ai adunat înăuntru, uită-te ce-ai băgat în inima ta. Domnul vine și ne spune în dimineața aceasta, trebuie verificat conținutul, trebuie verificat interiorul vasului, inima noastră. Noi ne tot rugăm, Doamne, cercetează-ne, Doamne, cercetează ce-i în inima mea. Dar știi ce-ți spune Dumnezeu? Ce le-o zic și la ucenici? Mă tăchem să mă tătui, dar eu mă uit, dar mai uită-te și tu. O zis Domnul, nu mă uit eu, mergeți voi și uitați-vă ce-i în ulcior. Mergeți și uitați-vă ce-i înăuntru. Te întreb de multe ori, de ce ai venit poate o lună, două, poate lună după lună și n-ai simțit prezența lui Dumnezeu? Nu te-ai putut bucura la masa Domnului, deși ai tânjit după prezența Domnului, ai fost împreună în cetate, ai fost împreună cu poporul lui Dumnezeu. Uită-te în inima ta, ce ai înăuntru, ce ai în vas, pentru că să știți, ce aduce prezența lui Dumnezeu e apa din vasul inimii. Dacă e apă, Dumnezeu vine. O zis Domnul, du-te după ăla care are apă, du-te după ăla care duce apă. O, câți avem, dar nu la noi, sper că nu la noi. Din ăștia care ne otrăvesc, din ăștia, știți că otrava se vede de la depărtare. Dacă e ulciorul cu apă și ai picurat câteva picături de otravă, nu mai poți numi apă de izvor, ci nu mai ai curajul să bei. Poate ai fost un om care ai avut apă din partea lui Dumnezeu, ai fost un om cu inima sinceră, ai fost un om dedicat lui Dumnezeu.
Dar te-ai alipit de oameni care au avut ulcioare frumoase, care au avut înclinații bune, dar au avut o travă în ulcior. Și o travă lui s-o transfera la tine. Și astăzi ești ca și el. Îi judești pe toți, îi bagiocorești pe toți, îi știi pe toată lumea, stai. Știți, o travă se vede. Se vede în mesaje. O travă se vede, te așteaptă la final și îți dă. O travă se vede, te sună și îți spune. De ce? Că el nu poate da altceva decât ce are înăuntru. O zici, Domnul, noi nu mergem oricum. Noi mergem după ăla care are apă în ulcior. Știți că o travă din om se vede și pe chipul lui? Îți zâmbește extraordinar, dar ochii transmit o travă. Ochiul transmite o travă. Și o zici, Domnul, eu cu ăștia nu am de treabă. Te duci și îl cauți pe ăla, te uiți în ulcior și vezi ce are înăuntru în ulcior. Momentele delicate din viață arată ce am adunat înăuntru. Ca așa, pe suprafață, suntem depus în tablou. Toți avem ulcioarele extraordinare. Știți unde se vede conținutul? Atunci când viața te înclină cu vasul. Atunci când se întâmplă anumite lucruri în care Dumnezeu te testează. În momentul acela se vede ce e înăuntru un ulcior. Am mers odată într-o adunare, era un frate acolo. Domne, tot bombănea, am crezut că are ceva defecțiuni, dar tot bombănea, ieșa. Îl întreb un frate, frate, ce-i domne cu ăsta, mă? Și în timpul predicii. El complecta, n-avea nicio treabă, bombănea, se uita pe partea, erau, nu mai zic cum, da? Și îl întreb, frate, ce-i cu ăsta? Zice, lasă-l, zice, e năcăjit. Păi de ce? Zice, o candidat ca diacon de mai multe ori în biserică și noi ieșit. De atunci, zice, nu ne mai putem înțelege cu el, numai bombăne. Numai bombăne, cine-i la învon bombăne, cine-i la cântare bombăne, numai bombăne. Uitați-vă că viața, i-a înclinat ulciorul, m-am gândit văzându-l pe omul ăsta cu un bombăne. Am zis, Doamne, cum ai iubit biserica asta? Și n-ai lăsat ca omul ăsta să ajungă într-o funcție înaltă. Gândește-te, un om care are o travă înăuntru. De ce Dumnezeu lasă anumite situații limită în viață? Ca să se vadă ce e în tine, ca să se vadă ce e în mine. Vă dau exemplu și acum mă vulnerabilizez un pic la dumneavoastră. Să știți. Oameni care au o travă curtează pe oricine. Nu-i problemă. Când-s frumos, ești curtat de om cu o travă, vine să-ți picuri o travă. Vă spun ceva. Și eu am stat odată lângă cineva sau cu cineva și tot picura. Și-a fost, dar aici vezi, când Dumnezeu îți dă șansa și te iubește, mă, bă, trimite omul, trimite situația să te scape, să nu rămâi în o travă. S-a apropiat de mine odată un om al lui Dumnezeu. M-a luat deoparte și a zis așa, auzi, văd că așa ai o afinitate, te întâlnești cu, te cunoști cu omul ăsta. Zice, Dani, tu ești om chemat la o slujire fină, tu ești chemat la predicarea Evangheliei, nu te lăsa otrăvit. Primul lucru, știți ce mi-a venit aici pe limbă să-i spun? Eu să mă las otrăvit, domne, eu, păi eu am experiență. Dar n-am zis nimica. Și-o zis, tu cercetează-te și vezi dacă îți spun din partea lui Dumnezeu. Și m-am dus acasă și m-am închis în cameră și m-am rugat, am plâns înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu n-am un aparat de a detecta pe omul ăsta. N-am un aparat de a detecta pe cei care-s lângă mine. Doamne, dar dacă omul ăsta a avut dreptate și mi-a vorbit din partea ta, că cel de lângă mine, persoana asta, mă otrăvește, te rog, arată-mi, descoperă-mi, separă-mi, rupe, dă la o parte, ajută-mă să dau la o parte. Știți ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu mi-a arătat că așa a fost. Picătură cu picătură. Picătură. Acum eu vă spun, nu ridicați mâna, nu cumva ești în dimineața asta și o să stai la masa Domnului. De ești cu picuri de otravă, cu picuri de otravă în inima ta. În viață, te sună, îți trimite mesaj, îți trimite poze, îți trimite înregistrări, îți trimite, dar nu de bine, Domne. Nu de bine ce bine o predicat, nu de bine ce bine o cântat. Ce spune, ai auzit ce să zici, ai auzit cum se comportă, știi ce-s astea? Astea spicuri de otravă. Ce ai în vas în dimineața aceasta? Ce ai în vas? Știu că nu e o predică care să-ți placă, știu că nu e o predică care să ne placă. Pentru că otrava, știți cum e, e cea mai periculoasă ciupercă. Citeam săptămânile trecute, e o ciupercă cea mai periculoasă. Are un gust extraordinar. Și dă drumul la o travă lent, o mănânci, nu mor din prima.
și mori foarte lent. E o ciupercă foarte bună la gust, dar e cea mai otrăvitoare. Aia dă drumul la o travă lent și în timp te omoară în câteva ore. Nici nu-ți dai seama că ești otrăvit. Așa e și o travă care o aduce diavolul în vas. Așa e o travă care o aduce diavolul în viața ta, în inima ta. Știți că sunt oameni care vin, te așteaptă și spune: soră, ești o soră scumpă, frate, ești un frate scump, ești un slujitor. Lasă că înclină viața ulciorul și o să vedem atunci dacă am fost scump sau dacă am fost ieftin. Știi că atunci când nu te vede, toți sunt scumpi. Lasă să vedem când se înclină ulciorul. Lasă să vedem, cunosc pe cineva, domne, când predicam, totdeauna îmi trimitea câte un mesaj: Domnul să te binecuvinteze. Nu știu ce am predicat odată din ziua aia, nu mi-au mai zis nimic, nici n-am așteptat, nici nu a fost o problemă. Dar să știți, sunt oameni care te așteaptă prin lucruri frumoase să-ți mai picure ceva, o travă. N-ai vrea în dimineața asta, când se uită Domnul la tine, când se uită Domnul la mine, știți ce să vadă în vasele noastre? Să vadă apă, să vadă că suntem căutători de apă. Dacă vrea cineva o travă, trimite-l în altă parte să-ți picure, trimite-l în altă parte, zic că tu nu ești om care să vrei să ai o travă în inimă, ci tu vrei să ai apă, tu vrei să ai viață, pentru că venim să stăm la masa Domnului, să avem viață. Și Domnul îți spune: nu mă mai pune pe mine să mă uit în ulciorul tău, ci uită-te tu în dimineața asta. Că noi tot îl rugăm: uită-te, Doamne, cercetea, vezi ce-i în vasul nostru. Păi El știe ce-i în vasul tău. Știi ce-i baiul? Că noi nu prea știm. De aia la rugăciunea de cercetare îi nevoie să ne uităm noi în vasele noastre. Știți ce spune cuvântul Domnului? Matei, capitolul 23, cu versetul 25 și 26. Domnul se îndreaptă spre farisei și le arată ulciorul și le spune: vai de voi, farisei. Eu m-am gândit că farisei sunt numai ăia cu barbă lungă, dar sunt și din ăștia barberiți, sunt și din ăștia frezați, sunt și din ăștia parfumați. Eu am crezut că fariseul ne-a fost numai pe vremea Domnului. Știți ce spune? Pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Frate, dar noi avem obiceiurile noastre, noi suntem cumpătați. Pe exterior ești cumpătat, pe exterior ești cumpătat. Dar Domnul zice: eu întâi mă uit în interior să văd ce e înăuntru. Și 26 zice: curățați întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru că și partea de afară să fie curată. Întâi se curăță interiorul și după aceea curățăm și exteriorul. Și noi în dimineața aceasta cerem de la Dumnezeu puterea să ne uităm noi fiecare în vasele noastre. Cel mai ușor e să te uiți la altul vas, dar cercetarea lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu pentru noi e să ne uităm fiecare în vasele noastre. Să ne dea Domnul puterea asta, să ne uităm în lăuntru nostru și Domnul să lase binecuvântarea Lui peste noi, slăvit să fie numele Lui. Al treilea lucru ce îl mai aduce pe Domnul la masă și înțelegem că Domnul este prezent cu noi la masă, știți ce mai trebuie să fie? Să fim încetate? Trebuie să fim încetate obligatoriu, trebuie în vasul nostru să fie apă și cei cu care colaborăm să fie oameni care să ne dea apă, să nu ne dea altceva. Și al treilea lucru, îi nevoie de descoperire dumnezeiască. Acolo unde e prezent Dumnezeu, este descoperire dumnezeiască. Și trebuia să spuneți toți amin. Când e prezent Dumnezeu la masă, acolo se descoperă lucrurile. Uitați-vă cum îi cercetează Domnul. Le descoperă anumite lucruri și fiecare începe să se cerceteze. Fiecare începe. Zice: nu cumva sunt eu. Vorbește el cu Domnul: Doamne, nu cumva sunt eu. Păi asta e cu descoperire dumnezeiască, să te pună să vorbești cu Domnul. Ăsta numai Dumnezeu poate face lucrul ăsta în dreptul tău. Să stai la masa Domnului și să știi că n-o trecut sărbătoarea aceasta fără ca tu să n-ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu-i alergând după proroc, îl obosim cu telefoane, cu vizite, nu ți-o zis Dumnezeu ceva, n-ai ceva din partea Domnului. Dar nu, Domnul știi ce spune? Eu îți descoper ție personal. Când Domnul vorbește în Apocalipsa bisericilor din Apocalipsă, spune cuvântul Domnului, Apocalipsa 2 cu 11, 3 cu 6, zice: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Nu zice zice la păstor, ce zice la un frate sau la o soră, zice ce zice la comun, că Dumnezeu vorbește la fiecare personal.
De aceea suntem chemați în vremea aceasta să ne deschidem urechile, să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, vorbește-mi personal în dimineața aceasta. Să-L lași rugăciunea să, prin rugăciune să-ți vorbească Dumnezeu. Să nu mai stai împietrit la cântare. Cine-s tineri? A, lasă că-i văd mâine seară pe internet. Să-ți blochezi inima, ci deschide-ți inima. S-o cântat în seara asta, în dimineața asta s-o cântat: Sângele Lui m-a curățit. Știi că Dumnezeu ți-a adus aminte că El te-a curățit? Ai înțeles tu în dimineața asta că El ți-a vorbit? Ai stat tu să spui: Doamne, mie îmi vorbești. Mie îmi vorbești că eu știu unde am fost. Eu știu de unde m-ai scos, de unde m-ai smuls. Dar tu ai stat împietrit. Noi am stat împietriți. Și vine cuvântul Domnului și ne arată că acolo unde e prezent Domnul la masă, acolo Domnul vorbește. Uitați-vă în trimiterea care le-o face Domnul. Le spune așa: mergeți, vă luați după omul cu apa și mergeți la stăpânul casei. Și nu-l întrebați ce are el de spus, ci spuneți voi ce vă spun eu. Asta arată prezența lui Dumnezeu. Nu mergi, zice: Domne, ce ne spui în legătură cu masa care ne-o dai? Nu, o zis: venim să-ți aduc un mesaj din partea învățătorului. Asta arată că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește la masa Domnului, Dumnezeu vorbește când ne pregătim pentru masa Domnului. Întotdeauna și în orice situație, Dumnezeu are ceva de spus în dreptul nostru. Noi nu venim la voia întâmplării la casa lui Dumnezeu. Nu venim degeaba să stăm la masa Domnului, ci întotdeauna ascute urechea, ascute inima și spune-i Domnului: Doamne, ce mai am de schimbat la viața mea? Oh, că ne-am schimbat unii pe alții după cum ne place nouă. Dar în dimineața asta cuvântul Domnului ne vorbește și ne spune: cercetează-te pe tine, uită-te în vasul tău, uită-te dacă ți-o vorbi, dacă ai înțeles că ți-o vorbi Dumnezeu la timpul de rugăciune, dacă ți-o vorbi Dumnezeu la cântare, dacă ți-o vorbi Dumnezeu la mesaj. Roagă-L pe Dumnezeu și spune: Doamne, nu mă lăsa niciodată fără cuvânt de la tine. Să simt prezența. Noi o cântăm tare bine cântarea asta: mi-e așa de dor, Iisuse, după tine. O cântăm extraordinar. Dar întrebarea e: când Dumnezeu îți vorbește, ce faci? Auzi glasul lui Dumnezeu? Auzi? Că acolo unde e prezent Dumnezeu, acolo unde e Domnul prezent la masă, acolo e binecuvântarea. Zice că o lua pâinea, a binecuvântat-o și după aceea o împărțit-o. Asta e binecuvântare, să stai cu Domnul la masă. Când ești în furtună, când ești în necaz, să stai cu El la masă și să pleci plin de pace. Bărbatul nepocăit, bețivan, poate te așteaptă la amiaz băut acasă și n-ai cu cine să te înțelegi. Dar tu, din pricina că ai stat la masa binecuvântării, tu pleci plin de încredere că Domnul e cu tine, pentru că Domnul ți-a vorbit, Domnul te-a întărit și ți-a dat putere să mergi înainte. Slăvit să fie numele Domnului. Acolo unde este prezent Domnul la masă, și mă apropii să închei, acolo unde e prezent Domnul la masă, acolo sunt promisiuni din partea lui Dumnezeu. Domnul le face promisiuni ucenicilor acolo la masă. Domnul are promisiuni pentru noi în vremea aceasta. Zice cuvântul Domnului, versetul 25: adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Știți ce arată asta? Promisiune că ne așteaptă din nou la masă în împărăția lui Dumnezeu. Știți ce spune? Mă duc să vă pregătesc un loc. Mă duc să vă pregătesc, predicăm de multe ori la înmormântări din Ioan 14. Dar știți ce spune Domnul? Dacă mă duc să vă pregătesc un loc, voi rămâneți aici, să nu vi se tulbure inima. Să nu lași să ți se tulbure ulciorul inimii tale. Nu lăsa să fii tulburat în lăuntrul tău, pentru că ai promisiuni din partea lui Dumnezeu. Ai promisiuni că Domnul va reveni să te ia, să fim din nou, să bem împreună din rodul viței în împărăția lui Dumnezeu. Dar tulburați nu vom ajunge niciodată, ci doar atunci când avem în ulciorul nostru, în vasele noastre, doar atunci vom conduce pe altul spre împărăția lui Dumnezeu, când în vasul inimii noastre îi apă. Să lase Domnul apă în vasele inimii noastre, să lase Domnul apă limpede, apă curată, să zică oamenii: Domne, ăsta-i pocăit, ăsta se vede pe el, ăsta oricum îl întorci, ăsta tot așa îi, ăsta nu se schimbă. Vă spun, dacă trăim cu ceva
în vremea aceasta greutăților, în vremea bolilor, în vremea suferinței, noi avem o promisiune din partea lui Dumnezeu, că ne așteaptă masa în împărăția lui Dumnezeu. Și asta e cea mai mare bucurie, că vom scăpa de mesele durerii, de mesele de operație, de mesele înmormântărilor. Vom scăpa și vom ajunge să fim totdeauna cu Domnul. Domnul să ne facă parte la toți de bucuria de a sta azi la masa Domnului și de bucuria de a sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Amin.